Ieri a avut loc deschiderea celui de-al doilea program de formare profesională, care se va finaliza în luna octombrie a anului viitor. Acest curs se derulează în municipiul Buzău, în sala de conferințe a Fundației pentru Copii Sfântul Sava și este organizat în cadrul proiectului strategic ProSănătate, creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă. Zeci de persoane care lucrează la grădinițe cu program prelungit din municipiu au început deja orele. Lucrez la grădinița numărul 9. Lucrez la spălătorie și plus am o clasă de copii, grupa mijlocie, B, și m-am înscris la acest curs pentru faptul că m-am gândit că o să mă prindă bine pe viitor, deoarece mai am puțin, o să ies la pensie și o să-mi prindă bine, bănuiesc, și prin faptul că noi avem salarii foarte mici, așa, această sumă de bani e binevenită și pentru noi și, în primul rând, ne îmbogățim cunoștințele în acest proiect pe care l-avem. Da, lucrez la grădinița numărul 6 și bănuiesc că această diplomă o să ne fie de folos ca un fel de calificare pentru viitor, dacă e să ne ceară vreodată să fie nevoie de această calificare. Momentan lucrez la grădinița, la program prelungit numărul 6 pe post de îngrijitoare și, în mod normal, un curs din acesta l-am fi plătit. Dat fiind faptul că ni s-a oferit gratuit, a fost un plus, zic eu. Și să sperăm că ne ajută pe viitor. Prima grupă vor finaliza luna viitoare. Au fost 28 de fete înscrise din centrele medico-sociale, din cadrul Direcției de Asistență Generală și Protecția Copilului Buzău. Sper să le fie de un real folos, mai ales că lucrează în domeniu, să le ajute în carieră. Și nu mai vorbim de acei bani care chiar sper să le fie de folos. Următorul curs va fi pentru îngrijitoare bătrâni. Proiectul durează până în octombrie 2015. Vom mai avea încă 3 grupe. Nu vor fi tot pentru îngrijire copii, vor fi pentru îngrijire bătrâni la domiciliu și infirmiere. Prin programul Babysitter, cursanții își vor dezvolta competențele profesionale și își vor asigura stabilitatea postului.